Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cât ai stat, Zaf, cel mai mult în așteptare la un robot de ăsta? 50 și ceva de minute. 50 ceva? Da. Eu am stat și eu 50 și... cred că aproape o oră, 57-58 de minute. Cam la o așa. Bancă. Am și filmat, m-am apucat să filmez, zic, ia mă să văd cât... La mine era ceva cu energie electrică. Este dar incredibil. Tot aia. Aha. Da, a apărut un proiect de lege care ar trebui să limiteze durata de așteptare la maximum 5 minute. Yeah! Nu există așa ceva. Am vrea să votăm și noi. Mă înscriu să votez. Deci Senatul a votat săptămâna asta un proiect de lege prin care timpul de așteptare la call center, și când suni și stai ca prostul, nu ar trebui să depășească 5 minute și să te ia un om adevărat, omenesc, viu. A, deci au și obligativitatea de a vorbi cu cineva. Pentru da. Că acum o parte dintre ei au băgat roboția cu care te înțelegi mai mult sau mai puțin. O mizerie. Cei, da, dar cei care au fost ceva mai deștepți, o companie în cazul meu am descoperit, au limitat atribuțiunile robotului. Adică face doar chestiuni absolut da, simple. După aceea zice te transfer. Și destul de puține, dar da. Le face bine pe alea. Zici? Da, le face bine. Adică eu m-am descurcat cu robotul ăla, le-a făcut bine. Restul le trimit către oameni. Dar asta probabil că înseamnă mai mulți oameni la call center. Da. Salut, sunt Maricica. Cu ce te pot ajuta azi? Zice robotul. Și tu îi spui, am făcut o plată greșită pe card. Am înțeles. Deci ai nevoie de informații da, despre da. Deschiderea unui nou cont. Da, da. Asta... Nu, am făcut o plată greșită pe card și vreau să o anulez. Am înțeles. Deci vrei informații despre plata facturilor. Nu. Nu vreau să vorbesc cu un om. Ne pare rău. Nu am înțeles ce dorești. Pac, și ți închide. Așa e. Încă mai sunt roboți de genul ăsta, dar robotul de care vorbesc eu îți dă opțiuni și e cu 1, 2, 3, 9 și așa mai departe. Da. Mai ții minte... E singurul care funcționează, pentru că roboții aia de care vorbești tu chiar nu te înțelegi că ei și ajungi să urli la telefon. Da. Știi? Mai ții minte episodul ăla din familia Bundy? Mm. Cu el Bundy care vrea să acceseze, nu știu, garanție pentru mașina lui sau ceva. Și se spune, apasă 1 dacă vrei, nu știu, apasă 2, apasă și după ce stă 12 ore la telefon îi se întrerupe accidental, știi? Deci suntem în situația asta. Deci da, pentru un astfel de proiect ar fi bine. Este, am văzut cineva a așteptat 2 ore și 7 minute să depună nu știu ce cerere la un astfel de operator, 2 ore și 7 minute și mai există și nesimțirea asta că se spune apelul dumneavoastră este important pentru noi. Da. Un operator te va prelua în cel mai scurt timp posibil și după 2 ore ești, bă, pe bune, adică... Da, mai sunt unii care dau și timpul. Da. Timpul de așteptare este de 5 minute și peste vreo 12 minute, da. Timpul de așteptare este de 5 minute. Da, de 7 minute a început să crească și dacă intrezi, spun, păi da, pentru că call center-urile sunt supraaglomerate. Păi mai angajați oamenii, nu asta e? Adică dacă sunt supraaglomerate, nu trebuie să mai angajați? E clar că există cerere pentru asta? Pentru a angaja oameni, presoană. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.